Sau și am acționat un nou episod din Subnautica. Hai să continuăm. După cum vedeți, am construit o mică parte din bază, dar o să vă arăt puțin de afară, să vedeți ce am reușit să fac și după asta vă arăt și dinăuntru tot. Cam asta am făcut eu aici. Asta e mica noastră bază. Vedeți, intră de acolo. Bine, mă gândeam să o fac pe sub insulă, așa, dar am zis că pornim de aici. Vedeți, trece până în partea cealaltă, unde e tot o zonă. Aici s-a oprit pentru că n-am mai construit, dar o să mai facem aici, mă gândeam să fac un moon pool. Iar în partea cealaltă avem un mic observatorium de unde să putem să ne uităm în caz că vine vreun pește mai mare sau ceva de genul ăsta, să putem să facem asta. Iar curent, după cum vedeți, ne luăm de aici de sus. Avem 4 panouri solare pentru că în apă n-ai voie să le pui. Nu te lasă să le pui deloc, dar... Bine, și aici e în apă, dar având în vedere că sunt poziționate pe mal, aici te lasă. Vedeți, și scrie Sun 31%, astea sunt toate încărcate și 4 panouri ne oferă 100 de energie în bază. Aici am făcut eu o mică băncuță, am decorat puțin și am pus niște panouri de astea de susținere, pentru că altfel s-ar fi inundat baza. Am făcut un workbench, un fragment analyzer, practic chestiile de bază, fabricator, dacă știți aici, simplu. Iar în dulăpierul ăsta am niște peepers. Așa, hai să mergem și în partea cealaltă să vă arăt ce am pus. Mergem aici și avem așa. Aici avem niște titanium, niște gold. Practic ce mai aveam eu prin inventory. Am pus aici, aveam și un beacon și un power cell. Aici am strâns, am făcut doar glass și aici am făcut doar titanium. Da? Deci avem într-o parte doar glass și doar titanium. Am nevoie de un wiring kit, o să trebuiască să facem un moon pool pentru că vreau să-mi parchez și un simot aici. Dacă e să-mi trebuiască să car eu simotul cu mine tot timpul. Și văd că vine și noaptea. Hai să vă arăt. Am zis că vreau să vă arăt niște creaturi. Vreau să le spawnez în joc. Mi-ați spus voi că există o metodă. Problema e că unele creaturi au fost blocate să nu fie spawnate. Nu pot să le spawnez pe alea, dar poate să spawnăm altele. Undeva mai pe la sfârșitul episodului, așa că stați până la final. Hai să vă arăt. Uite, am dat pe wiki, n-am mai făcut asta până acum să puteți să vedeți și voi wiki-ul, știți că vă mai ziceam eu, stați așa puțin că mă uit pe wiki, se bloca jocul și eu mă uitam să văd rețete și chestii, ei bine aici mă uitam și aici poți să vezi toate animalele, toate creaturile din acest joc, în mare parte îl avem pe Reaper Leviathan, aici, creatura aia mare care ne fugărea pe noi și putem să învățăm mai multe lucruri despre ea. În afară de aia, hai să vedem, încă o creatură, asta e Shocker, mi-a spus voi că acea creatură ce am întâlnit-o în episodul anterior era de fapt un Crab Snake, nu era la electric. Și într-adevăr, Shocker-ul arată ceva de genul ăsta, e mai urât, așa. Și vedeți că sunt o grămadă, o să vă las link la acest wiki dacă vreți vă uitați și voi, e foarte interesant și sunt multe creaturi care momentan nu sunt în joc și o să fie adăugate în următorul update. Dar momentan nu sunt incluse în joc, cum ar fi, hai să vă arăt o creatură mare, mare de tot, Sea Emperor se numește, Sea Emperor, ceva de genul ăsta arată, din ce am înțeles o să fie o creatură care nu te atacă decât dacă o ataci tu, face parte din familia lui Reaper, la alt mare, dar nu o să fie agresiv decât în momentul în care o ataci tu. Deci dacă o lași pur și simplu să meargă, o să te lase în pace. O să fie destul de creepy să o întâlnim în joc, cu siguranță. Dar, da. Și poate o să spunem câteva din ele la sfârșitul episodului să vedem care-i treaba. Bun. Hai să trecem înapoi la joc. Să-mi spuneți dacă vă place chestia asta, să vă mai arăt chestii de-astea din următoarele update-uri, pentru că, de ce nu? Eu zic că e tare. N-am mai făcut până acum chestia asta la alte jocuri, dar mi-a plăcut să vă includ, asta și aici, de ce nu? Hai să facem o mică băncuță în observatoriu. Mă gândesc că ar fi o idee bună. Pentru că să zicem că vrei să stai să bei o cafea ceva, parcă te-ai dus în observatoriu, te uiți așa, poți te uiți și la cer de aici, poți te uiți și în adânc și vrei să stai pe băncuță jos. Da? Și vei sta pe băncuță, o vom pune ceva de genul ăsta, uite aici în mijloc. Perfect. De fapt, stai așa. Hai să o pun un pic mai încolo. Ceva de genul ăsta. Unde-și? Bun, și acum o să ne lase să stăm jos, dacă vrem. Foarte frumos. Nu știu ce are pe picior.
Cred că nivelul de radiații sau ceva. O să trebuiască să ne testăm și rebreeder-ul pentru că au cam trecut 3 zile din joc și cred că s-au dus radiațiile, așa că ar trebui să facem niște teste și cu ăla. Bun, hai să ieșim. Și după cum vedeți, Cyclops-ul l-am parcat mai jos pentru că dacă eu îmi construiam baza aici, nu mai puteam să-l dau în jos după aia. Și n-avea niciun rost, așa că zic eu că e cel mai bine aici. Plus că cu Cyclops-ul tot o să facem drumuri din această bază în baza cealaltă și o să fie nevoie să-l mișcăm rapid. Bun. Am nevoie să fac un moon pool. Hai să îl plasăm noi. Unde o să-l pun? Am undeva o terminație. Uite aici. Cred că aici o să fie perfect dacă mă lasă să-l plasez. Că asta nu știu. A, uite-mă că mă lasă. Dacă îl și conectează. Sper să-l și conecteze, ar fi super. A, l-a și conectat. Uite că până la urmă are piciorușele astea, dar nu trebuie să fie lipit de nimic neapărat. Poți să-l pui direct așa. Și deja ni s-a conectat cu celelalte, cu celelalte zone. Perfect. A, uite, e chestia plutitoare, dar din cauza că, da, intră prin baza noastră. Uite asta. Interesant. Așa, și acum dacă eu vreau, pot să mă duc să-mi iau C-mode-ul de aici și să mi-l placez acolo. Faza e că nu am încă un încă o platformă de aia de upgrade-uri la C-mode. Nu am plasat una acolo încă. Hai să vedem. Și eu dacă vin acum și intru aici, să fie ceva de genul ăsta. Dar poți doar să ți-l încarci, practic nu poți să faci altceva. Și ar trebui să facem și noi o de aia, dar nu mai știu exact câte am nevoie, câte chestii am nevoie. Glass și computer chip-uri 2. Nu știu dacă am computer chip-uri, glass am cu siguranță. Puteam să trec și direct, dar... Așa, glass am două de astea cu siguranță. Computer chip... Computer chip nu cred că am. O să vedem. Nu-i neapărat să fac aia, dar am zis că să fie avut acolo, să fie. Hai să luăm și vreo 3 peștișori să-i facem să-i gătim. Și o să merg imediat în Cyclops să vedem dacă mai găsim ceva acolo. Mi-ați spus voi în comentarii că poți să găsești upgrade-uri pentru Cyclops în baza aia mare. Și mă gândesc să trecem din nou pe acolo, să vedem, să explorăm mai bine. Poate găsim ceva și în aia scufundată. Poate găsim ceva și putem să ne upgradeăm și noi Cyclops-ul. Așa că în episodul anterior confundam Cyclops-ul cu C-mode-ul. Eram destul de obosit atunci. Dar sper să vă placă baza asta cum am făcut-o. Eu zic că e destul de ok. Nu vreau să-mi fac baza nici prea mare, dar cred că o să continuăm în jos. Ceva de genul în jos. Hai să vedem ce... Da, e destul de adâncă zona. Destul de adâncă. Și având în vedere că aici nu avem nimic să ne semnaleze că e bază, hai să zicem bază insulă, ceva de genul ăsta. Dar o să trebuiască să marcăm zona cu un beacon. Eu am deja un beacon gata făcut. Pe aici pe undeva era. Cred că în dulapiorul ăsta. Luăm beaconul ăsta de aici și îl vom pune aici undeva. Pac, îi dau drumul, beacon. Și zic așa. Vino încoace beaconurile. Zic așa, bază insulă. Oricum baza noastră principală va fi aia prima pe care am făcut-o pentru că, nu știu, cel puțin îmi place cel mai mult zona aia. Dar am zis că merită să avem și aici una. Așa, hai să luăm simotul. S-a încărcat la maxim. Mergem, îl băgăm în Cyclops. Și vă arăt imediat niște creaturi pe care probabil nu le-ați văzut. Și niște creaturi pe care le-ați văzut și unele pe care nu le-ați văzut. Și facem niște teste pentru că v-am promis de ceva vreme chestia asta. Și vreau să mă țin de cuvânt. Facem așa. Dăm un save înainte. Că după ce le spawnez nu mai pot să le scot. Decât dacă trebuie să ies din joc și
Asta voi face, voi ieși din joc după aia și voi intra la loc ca să le despawnez. Și vom relua save-ul, dar momentan, hai să facem următorul lucru, da? Hai să mă uit mai întâi pe wiki. Deci intru pe wiki, stai, unde e wiki-ul meu? Uite-l aici. Și hai să vedem ce vrem să spawnăm, da? Vrem să spawnăm... Am vrut să spawnez pe ăsta Sea Dragon Leviathan, să-l vedeți, dar nu te mai lasă, nu mai e în joc. Așa că o să spawnez, cred că un shocker. Trebuie să văd. Așa. Am spawnat shocker-ul, stai așa să vedeți cum arată. Ceva de genul ăsta arată, probabil o să mă omoare. Dar ăsta e shocker-ul, ăsta e ăla care te electrocutează. Și o să fie interesant când îl întâlnești în joc. Nu știu exact în ce zone se ascunde, pentru că de când am jucat eu Subnautica nu l-am găsit niciodată. Dar bineînțeles o să vină să te omoare, după cum vedeți. Acum nu-i problemă că eu oricum o să dau reload la save. M-am spunat doar ca să-l vedeți voi. Da? M-a omorât, ați văzut? Ia uite-l. Doamne, da, e urât și o grămadă de electricitate. Bun, hai să vedem pe wiki ce alte creaturi mai sunt. Bineînțeles, pot să spuneți dacă e... Ia mă, cred că mă mănânc ăla când vă văd. Reaper Leviathan. Hai să vedem cum spunem Reaper Leviathan. Așa, acum intrăm în joc. Hop. Și să vedem unde e. Uite-l. Cred că a murit. Cred că a murit când l-am spawnat. Nici nu pot să-l împing, dar ceva de genul ăsta arată. Ia era că ăsta vine pe mine să mă omoare. Stai puțin, deci. Da, și acum puteți să-l vedeți. Dar m-am uitat să văd cum îl cheamă exact. Trebuie să te uiți la codul lui ca să-l spunezi. Și ăsta e Reaper-ul. Holy fuck, calmează-te. Ia uite-l. Aha, vine și ăla, vine și ăsta, e petrecere. Pac, și m-am mâncat. Ia să vedem cine mai e pe aici care merge spawnat. O să mă uit pe wiki din nou. Mergem pe wiki. În principiu poți pe toți ăștia. Reefback? Reefback? Ce e ăsta? Reefback, cică. Ah, e un de la mare, ok. Păi ăsta știm, l-am văzut peste tot. Purple Brain l-am văzut. Păi ăștia îi știm. În mare parte îi știm pe toți. Ăștia nu poți să-i spawnezi deloc, sunt nicio formă. Dacă încerci, nu se întâmplă nimic. Dar o să fie interesant în momentul în care... hai să facem un experiment, vreți? Hai să spawnăm o grămadă. Stați o secundă. Deci să facem așa. Holy fuck. Ok. Holy fuck. Glumesc, ce e aici, e petrecere. Ia uite-i. Doamne ferește. O să există atacuri de genul ăsta în joc. Bine, momentan nu au fost introduse, dar în momentul în care vor fi introduse, cred că ăsta va fi cel mai mare coșmar al meu. Holy shit. Ce se întâmplă dacă intrăm înăuntru? Văd că înăuntru nu-ți face nimic nimeni. Ești în siguranță în mare parte. Bine, încearcă să te dărâme. Că vedeți că mi se mișcă Cyclops-ul, dar... În mare parte e destul de ok. Destul de ok. Holy fuck. Bun. Hai să facem... am dat salvare atunci. Acum vom reuși să... Stați așa să-i dau... I-am dat quit. Trebuie să-i dai quit-ul desktop și după aia să intri din nou în joc. Din păcate, asta e singura metodă de a da load la joc. Nu înțeleg de ce nici acum n-au făcut un load din joc direct. Dar trebuie să ieși din joc și să intri la loc. Dar nu e problemă. Așa, și deja am intrat înapoi. Ar trebui să meargă. O secundă că se încarcă. E singura metodă prin care am putut să vă arăt chestia asta.
Așa, și ne-a dat înapoi de unde eram. Vedeți că totul e ok, nu e nimic pe aici, nu e nimic în neregulă, baza e cum era și nu e nimic, nicio creatură de aia pe aici. Ce vreau să facem acum e să mergem puțin spre nava aia. Și pentru asta o să iau simotul, nu e nevoie de altceva. Ce o să am nevoie, cred că mare parte un cuțit și atât. Thermoblade am 0 durabilitate, deci să nu mai e funcțional. O să vreau un cuțit. Trebuie să văd pe unde sunt, că sigur aveam mai multe pe aici, dar nu mai știu exact unde le-am pus. Pe unde o fi cuțitul meu? Așa, survival knife, o să iau două chiar. Unul din ele îl punem aici, ăla de reparat îl punem așa și totul e în regulă. Deschidem trapa și luăm ăsta. Dacă mergem la nava aia, unde am fost și până acum, aia mare cu care ne-am prăbușit, ei bine, acolo poți să găsești zone noi. Ați văzut că găsești acele, găsești un fel de semnal ceva, acel semnal pe care ți-l pui pe costum și doar așa poți să găsești zonele alea noi, așa că am face bine să le găsim, să descoperim și noi zonele noi. Ceea ce insula acolo e nava, e destul de mult de mers până acolo, dar o să mergem și o să vedem. Haideți, vedeți că chiar și pe... Acum jucăm pe stable, pe versiunea stabilă a jocului. Și chiar și pe stable se recolorează apa, se face mai albăstruie, mai verzuie. E în funcție de biome în care ești. Și... cred că am ieșit. Da, vreau să zic pentru a milioana oară. Cred că în fiecare episod de-al meu nu există episod în care să nu auziți o poliție sau o salvare sau ceva. Habar n-am de ce. Și mai important va fi să ne uităm foarte, foarte atenți, să vedem ce chestiuțe găsim pe aici. Că acele chestiuțe pe care le deschidem vor conține acel semnal. Ce sunt astea? Holy fuck! Holy fuck! Ok, hai să nu stăm acolo. Și e posibil să mai găsești o fel de deschizături. Habar n-am unde mergem momentan. Dar văd că suntem pe sub pământ. E pur și simplu o deschizătură în pământ, dar nu e niciun biome nou sau nicio zonă nouă. Și pe aici ieși. Interesant. Dar așa cum am descoperit zona aia, care era așa de aproape de noi, dar era pe sub pământ, așa o să mă uit după altele, pentru că cu siguranță poți să găsești chestii. Am torpedoes la mine în caz de ceva. Nu e de glumă cu creaturile astea, ați văzut și voi, sunt super mega periculoase. Și prefer să nu murim pe aici și să nu pierdem simotul. Bun, acolo e bază insulă, hai să vedem unde suntem noi, că am mers pe sub apă și nu mi-am dat seama unde sunt mai exact. Mai avem ceva până când urcăm. Hop. Bun, în partea asta nu e nimic. În partea asta, ok. Mergem bine, mergeam bine de fapt. Să-mi spuneți ce părere aveți despre... Dacă am dat sutorpil. Să-mi spuneți ce părere aveți despre noul sistem pe care l-am implementat acum, prin care pot să vă arăt și Wikipedia, să vă arăt informații noi despre joc, să vă arăt un fel de change log în momentul în care zicem că apare un nou patch, pot să vă arăt exact, să vedeți și voi ce conține acel nou patch. Chestia de genul ăsta, cred că, nu știu, mie mi se pare o chestie bună, dar să-mi spuneți în comentarii ce părere aveți voi și dacă eventual să mai fost și la alte jocuri. Și nu uitați, dacă vă place Subnautica și vreți mai multe episoade, nu uitați să apăsați butonul de like. Prin zona asta nu găsești decât fragmente de simot. Când te uiți după fragmente, asta mă interesează pe mine, chestiile astea.
Am găsit un nou semnal, exact ce vroiam. Asta e un semnal către heat signature. Ok, heat signature. O să fie interesant, o să trebuiască să vedem ce găsim acolo. Un first aid kit. Astea sunt nedeschise, nu le-am mai deschis până acum. Ceva apă. Sper să nu vină o creatură de aia mare la mine. Tot niște apă e perfect. Holy fuck, ce se zgude în halul ăsta. Și încă un simot fragment. Asta o să le arunc direct, că nu le folosesc deloc. Nici n-am ce face cu ele. Doar că mă mai induc în eroare uneori. Când mă uit după fragmente și zic, a, uite un fragment nou și de fapt e un fragment pe care l-am aruncat chiar eu. Fuck. Holy shit. E destul de rezistent la adâncimea asta pentru că nu e foarte adânc și poți să izbești de toate, nu poți zici nimic. Dar imediat cum te-ai dus sub 200 de metri cu ăsta și te atingi de ceva, doar te zgârii, deja îți duci jumătate din viață. Pentru că ăsta e ăla de atac. E simotul de atac, l-am luat pentru că prin zona asta găsești de ea urâți. Și am face bine să nu ne întâlnim cu ei eventual. Toată zona asta e plină de... Voi vedeți că sunt destul de departe de navă și totuși găsesc semnale și chestii pe aici. Pentru că în momentul în care s-a întâmplat explozia aia, au fost tot felul de particule care au sărit din ea. Și au ajuns pe aici. Și de asta mă uit prin zona asta să găsim mai multe. Holy fuck... Tot felul de creaturi prin zona asta. Nici nu o să mă mai după fragmente în zona aici, că nu are rost. Hop. Ok, trebuie să avem grijă. Asta e zona lui Reaper. Pe cea de obicei se spunează Reaper-ul. Reaper-ul ați văzut, ăla pe care l-am spunat eu de 1000 de ori. Să vă arăt, pentru că erau mulți care m-au rugat să vadă creaturile de aproape, dar în momentul în care jucăm, nu, ați văzut că am dat reload la save, deci nu au rămas creaturile alea spawnate. N-ai cum să intri pe acolo. O să trebuiască să mergem prin jur, așa, și să vedem ce chestii mai găsim. Uite, e una acolo pe care nu cred că am luat-o. Trebuie să văd dacă reușesc să mă strecor. Ia uite, e niște apă. Acum, că găsești niște apă, că găsești altceva, fiecare element e bun, mai ales first aid kit-urile. Se fac, pot să le craftezi, dar dacă le găsim, de ce nu, eu zic că merită să le luăm. Ia uite, m-am umplut de first aid kit-uri, am 4 deja. Sincer, dacă aveți jocul ăsta și vreți să vă luați lucruri bune, veniți aici în zona în care s-a stricat și a explodat nava, pentru că găsiți o grămadă de lucruri bune, o grămadă de loot. Problema ar fi că e creatura aia mare care tot umblă prin zonă și e posibil să vă întâlniți cu ea, da? Pe aici s-aude mai tare apa. Ce e aia? Am crezut că era cine știe ce creatură mare, că încolo era un ăsta mic. Doamne, m-am și speriat, zic, o fi un Reaper. Pentru că dacă vine un Reaper, acum am distruge simotul, asta e faza și nici n-am... Adică am torpile, dar nu prea aș vrea. În caz de ceva, scot torpile și dau. Bun, noi vom continua să ne mai uităm pe aici după semnale. Avem deja unul nou. Hai să vedem, uite ăla de acolo, Heat Signature se numește. O să mergem acolo, dar mai întâi vreau să mai găsesc câteva. Și eventual mergem și în navă sus să vedem dacă s-a terminat cu radiația, să ne folosim rebreeder-ul. Dar asta se va întâmpla în episodul următor. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!